acord. Transparent ca să vezi puțin de tot. Pune muzica până când mă-ntorc. Din seara eu cu tine am un singur scop. Să arăt, să arăt bine pentru tine, bine pentru tine. Să arăt, să arăt, să arăt bine pentru tine, bine pentru tine. Să arăt, să arăt, să arăt bine pentru tine, bine pentru tine. Să zic că mai devreme, Betty, salam! Salam, Betty, e bine și așa mai Betty, Betty, nu rima cu explozie de confeti! El a vrut să facă o rimă, mă! Eu i-am certat acum în spate! Deci eu am stat așa și le-am zis, și i-am spus lui Bogdan, ce-ai făcut, mă, Bogdan, ce e? M-am uit aici... Am făcut o rimă, a făcut fost de la confeti, salam, Betty, zic, da, mai... uite, vezi, da, bravo! Dar te-ai supărat? Dar cum să mă supăr, mă mântresc și dacă mă cheamă salam, Betty și Betty, salam, e salam, vreți să vă mint? Dar pot să fac și invers, pot să fac și invers, uite, puteam să imaginează-ți că am făcut altfel chestia asta. Ia, fii atât, ouălă, doamne, deci nu vrei să... Dacă începe Bogdan cu glumele, mi-e frică. Atenție, noi încercăm la Vorbește Lumea să vă aducem în viața asta fericire, măcar un gram, doamnelor și domnilor. Betty Salam, adică puteam și atâta, hashtag atât s-a putut. Stai că încerc să... Ce bine arăți! Mulțumesc frumos, asemenea. N-ai venit cu bodyguard azi, nu? Da, sunt pentru. Perfect. Adică cu bodyguard-ul, cu băiețelul ei. Știi cum e? Cu matii meu, cu băiatul meu. Ce face, este Mati? Bine, mulțumesc, este foarte bine, este acasă. Se uită mereu la voi, vă privește, vă admiră foarte tare. Mati, spune! Cu Mati, Mati, te pupă, te Mati! Pup. Spune adevărul, Betty, hai! Zi adevărul. Păi ce să zic, este cel mai mare fan al lui Șurubel. Asta este adevărul. Și eu sunt fanul tău! Normal, n-avea cum să fie fanul lui Bogdan. E normal să fie fan personaje de desene animate, mi se pare complet. Ai, mă, nu mai fi rău. Ai, mă, de ce ești rău? Ce face? În ce stadiu este acum? Ce hobby-uri mai are? Matias? Da. Băi, ce hobby să aibă? Se joacă. Colecționează ceva? Colecționează foarte multe jucării mașinuțe, ca orice copil. Ok. Da. Autobuz, cel pe care l-ai, tu l-ai, l-ai dat. Așa, atunci, de atunci trecută, când am venit la noi. I l-ai făcut cadou, și acumulare. Colecționează foarte multe mașini. Compactor ai acasă sau excavator? Ai dacă n-ai compactor, nu, Matias, nu. Spune lui mami să-ți, deci, ia compactor. Matias, e compactor sau excavator? Excavator, exact. Dar face tantul.
face tantrum. Tantrumuri. Din alea de se pune pe jos crize. În mol și face așa. Nu, nu, Doamne ajută, ce bine și norocos. Nu, îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu, nu, este un copil foarte înțelegător și foarte bun, foarte calm, adică e ok, nu am probleme dintre astea cu el. Și acum să trecem de la un copil la un copil mai mare, adică la soțul tău. Nu e așa, bărbații, noi asta suntem pentru păi voi, da, nu? Păi da, așa e, asta e, ce să, nu mai putem să schimbăm nimic. Vine luna femeii, cum te răsfață soțul tău? Soțul meu mă răsfață în fiecare zi, nu trebuie să existe o sărbătoare. Pe cum s-a uitat acolo, da. S-a uitat în spate de cameră. 100 de puncte. Da, da, da. Parcă i-a spus. În fiecare zi, da, îl atenționez. Mă răsfeți în fiecare zi. Nu trebuie să fie o sărbătoare. Noi când avem timp încercăm să fugim, să spun așa, la munte, la mare, bine, acum mai puțin la mare, într-o mică vacanță, dar acum avem foarte multă treabă și suntem puși pe foarte multă treabă. Vrem să ne ocupăm de proiectul pe care noi l-am creat. Vin concertele, cântările și trebuie să ne pregătim. Nu avem timp acum de plimbări și de vacanțe. După aceea stăm în vacanță un an, doi. Cam când vine vacanța pentru tine? Cred că abia la anul. Abia la anul? Abia la anul. Și ai o idee așa pe unde vrea să ajungi? Maldive. Oh. Maldive? Gata! Check. S-a strigat acolo în spate Maldive. Ia uite, a lăsat ceapca jeste. Maldive. S-au dat Maldivele. S-a dat Maldive. Da, da, știi că îți trebuie America. Curaj să ajungem în Maldive pentru că aterizez cu să ajung avion. În America. N-am ajuns până acum. Vreau să ajung în New York, vreau să ajung peste tot. Nu știu, vreau să călătoresc. Să... Doamne ajută, de ce nu cu trupa ta să cu și toată trupa acolo? Mea ar fi cel mai frumos lucru, păi da? Pentru mine, cea mai mare bucurie, Betty, pentru că eu cu ei mă simt cel cum mai cum ești pe TikTok? Betty Salam. Că dacă nu ești pe TikTok, da, ești, nu? Eram pe TikTok, da, cum astăzi, să nu? Să dăm și noi aici. Cum să nu? Așa, bun. Între timp, de curiozitate, Betty, există ceva ce ți-ai fi dorit să faci în viața asta până acum și n-ai făcut-o? Ai da. N-ai făcut pentru curaj? Da. N-ai avut curaj? Da. Mi-aș fi dorit foarte tare să sar cu parașuta. Dar nu știu dacă o voi face vreodată. Știu ce zici, nu mă ține inima nici pe mine, nu? E ceva, n-am zis. Băi, sunt prea important pentru lumea asta să mă arunc eu din avion. Adică am auzit că dacă vei face acest lucru, vei scăpa de foarte multe frici, dar cred că este. Da, ai făcut-o? Și așa este. Ai scăpat de frici. Așa este. Ia uite, ce a scăpat de fricile de care trebuie să scap, dar am scăpat de niște frici. Adică de inhibiții, chestii. Nu, știi care e faza, îți schimbă scara lucrurilor. Deci ce ți se părea ție scary sau înfricoșător înainte? Devine o glumă. Uite, lui înainte era frică de a fi prost. Acum nu-i mai e. Acum mai simplu să duce înainte, uite așa. Oh, exact, nu mai am nicio treabă. Măi, ce bine mă înțelegeți și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc mult de tot. Te pupăm, te pupăm. Matias, te pupăm și pe tine. Vă pupăm, aplauze, bravo, mulțumim mult și vă mai așteptăm în platoul nostru.